unde se duc taximetriștii din GTA 5. M-am urcat pe motor și am plecat în căutarea unui taxi pe care pot să-l urmăresc. Am căutat ceva, am făcut și un accident, dar e bine că n-am pățit nimic grav și până la urmă am găsit un taxi pe care pot să-l urmăresc. Imediat ce am găsit taxiul, am mers pe urmele lui și am observat că taxiul acesta nu are pasager, deci taximetristul este singur în mașină. Am observat că are un stil de condus destul de agresiv, forțează un galben, nu prea dă prioritate. Chiar la un moment dat pe autostradă a făcut și un drift ca să se întoarcă pe celălalt sens de mers. L-am urmărit atât de mult încât s-a făcut și seara la un moment dat. Deci taximetriștii se plimbă haotic pe hartă. Eu care credeam că se duc după clienți. Deci până la urmă am aflat